Printre milioane de singurătăți vorbește liber. Pentru că vocea ta contează. Pentru că noi te auzim. Te înțelegem. Să vorbim despre tine. Locul unde nimeni nu e nimeni. Sus steagul României! Păi foie verde pe uscatul, plânge Ardealul și Banatul. Vreau să văd mâinile voastre sus pentru cel mai frumos cântec despre voi, compus și cântat pe scenă de Adrian Daminescu. Dacă ești român, ridică mâinile în aer și aplaudă-ți românii care se uită la tine acum. Thank you.
suntem mândri. Stați o secundă. Dacă ați aplauda, ați aplauda eșecurile dumneavoastră și eșecurile mele. Pentru că n-am fost atenți atunci când am ales. Noi nu trebuie să alegem, cum să spun, din mândrie sau că ne place sau din interes. Trebuie să alegem cu mintea. Și pentru ca să ai minte, învățați. Învățați cât puteți. Pentru că un popor deștept este foarte greu de îngenunchiat. Vă mulțumesc foarte mult. Puteți aplauda. Mulțumim! Artiste. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre tine. Locul unde vocea ta contează, este auzită și este importantă pentru noi, pentru că aici nimeni nu e nimeni. Invitații mei din această seară sunteți dumneavoastră, dragi iubitori ai postului Nașul TV. Vă invit să intrați în direct și să vorbim despre ofurile voastre, despre problemele voastre, despre viața voastră în România și nu numai. O să vin în prim plan cu un subiect. Cum e viața în România? Imposibil ar fi un răspuns din ce în ce mai corect și adevărat. Iată doar un exemplu. Un tânăr antreprenor face protest de unul singur în Piața Victoriei și declară disperat: mă trezesc în fiecare dimineață să-i dau bani lui Ciolacu, să-i plătească pe ăia de la ASF. Nemulțumit și uimit că guvernul i-a crescut cu 300% taxele pe care trebuie să le plătească lunar pentru frizeria unde lucrează el ca patron, alături de alți 3 angajați. Tânărul spune că nu își mai poate ține deschisă mica afacere în condițiile în care salariile în unele instituții de stat au ajuns la un nivel de neconceput. De exemplu, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, unde sunt de 16.000 de euro plus sporuri de performanță, că te cam lasă pe gânduri în momentul în care, iată, lucrezi la privat și știi cât de greu este, unul la mână să-ți ții afacerea, doi la mână să-ți ții angajații, să le mai și oferi condiții de muncă. Așadar, vă invit să urmărim și revenim în studio împreună cu dumneavoastră în direct.
Bună seara, ce ai pățit? N-am pățit nimic. De ce ați pățit? Păi, nu, mi se pare că am pățit ceva. N-am pățit nimic. Sunt aici pentru că e dreptul meu să fiu aici, pentru că mi-au crescut taxele într-o lună cu 300%, dacă vă vine să credeți. Nu știu dacă înțelegeți, dar 300% e mult în orice situație. Am înțeles. E mult 300%. Efectiv, nu mai pot. Am venit aici pentru că nu mai pot și o să vin în fiecare seară 2 ore pentru că efectiv nu mai pot. Lucrez 12 ore pe zi și nu am timp să-mi văd copilul. Stă în cur de o lună de zile și nu l-am văzut, crede-mă. Crede-mă că nu l-am văzut și îmi vine să nebunesc. Și lucrez 12 ore pe zi și n-am bani să trec strada. Am un căcat de seat Ibița care are toate becurile aprinse. Că n-am bani și lucrez 12 ore pe zi. Nu mi se pare corect și acum mi-au pus 300% creșteri. Am un căcat de frizerie pe care lucrez 12 ore ca să o țin deschisă, să plătesc cărți de muncă și chirii și toate prostiile din lumea asta. Pentru ce? Pentru ce? Pentru efectiv am impresia că lucrez pentru ei. Deci nu se poate creștere de 300% peste noapte, adică într-o lună. Bun, sunt de acord cu ea în 3 ani, dar nu peste noapte că ai tu datorii. Nu e treaba mea că ai tu datorii, rezolvă-ți-le, dă afară din oameni. Fă restructurări, nu știu, fă ce vrei, dar nu lua de la mine așa abuziv. Efectiv mi s-a băgat mâna în buzunar. Efectiv mă simt jăpcărit. Creștere de 300%, creștere pe dividende de la 9 la 10, de la 4 la 10, 9%. Efectiv e abuz, mi se pare abuz. Am de încasat un voucher de 1500 de lei de la nuntă, de 3 ani nu sunt fonduri. Păi pentru mine nu sunt fonduri, dar eu dacă n-am să plătesc taxele, mi-închide frizeria mâine. Pentru că pentru mine nu sunt fonduri, dar eu trebuie să dau bani când vrea el. Dacă dumneavoastră vi se pare corect, nu știu, mie nu mi se pare. Efectiv nu mi se pare, vine să plâng de nervi. Crede-mă că îmi vine să mă tăvălesc pe jos. Dacă eu după 12 ore de muncă n-am bani să trec strada. Nu am, crede-mă că nu am. Crede-mă că nu stau aici de drag. Nu mi-e drag, aș vrea să stau acasă cu copilul, dar doarme la ora asta. Ce dracu să fac, să mă uit la el când doarme? Doarme că-s 12 ore pe zi la muncă ca să țin căcatul ăla deschis, ca să plătesc 3 cărți de muncă și o chirie, atât. 3 cărți de muncă și o chirie și mie să nu-mi rămână nimic. Am avut o vacanță, prietena mea e profesoară, are 2 facultăți și un doctorat și ia 29 de milioane după 2 facultăți și un doctorat. Și a avut un voucher de vacanță care am luat vacanță, care am anulat-o ieri, pe care am anulat-o pentru că efectiv nu se mai poate. Efectiv nu se mai poate. Am venit să susținem aceeași cauză. Deci, efectiv, nu mai pot. N-am, am umblut cu Adidas și ăștia de un an de zile. Mi-am luat Adidas și am luat lui nevastă mea din târg la 25 de lei. Adidas. Din târg de la piața cu amintiri. Și eu mi-am luat la 10 lei niște pânze de-alea. Ca să pot să mă duc la sală. Am și o bucurie, uite, mă duc și eu la sală. Ce să fac? Să stau acasă, să fac flotări acasă? Mă trezesc la 6 dimineața în fiecare dimineață. Și de la 6 la 10 sunt la 7, 8 când ajung la sală, până la 10 sunt la sală și după aia mă duc la muncă, de la 10 la 9 seara. Bag 11-12 ore pe zi, ca să țin aia deschisă, ca să vină ăsta să-mi crească taxele cu 300%. Bă, frate, 300% e mult. Bă, e mult rău, nu e mult. Deci, efectiv, nu mai pot, am ajuns la capătul puterilor. Am dat capătul puterilor și o să stau aici, pentru că mi se pare un abuz. Ăia de la ASF au salarii de 16.000 de euro, au al 16-lea salariu, futul în gură, pa, aoleu, că mă închide și al 16-lea salariu, al 16-lea salariu. Pe când am luat eu al 16-lea salariu vreodată în viața mea? Nu se mai poate așa ceva, nu se mai poate, trebuie să vadă că suntem aici, atât. Nu vreau, nu fac nimic, nu dau cu pietre, nu fac scandal. Vreau doar să stau aici și să, efectiv, să... Nu știu că și colegii tăi au fost foarte, foarte amabili. Vreau doar să-mi strig of-ul atât. Deci doar să-mi strig of-ul atât, pentru că, efectiv, crede-mă că nu mai pot. Mă face să știu, să-i zic copilului meu când e, bă, tată, ce ai făcut tu, că acum eu plătesc 90% taxe. Zic, bă, tată, uite, am stat acasă, bă, când le-au crescut cu 300%, am stat acasă. Ei, eu vreau să-i spun că am fost aici, bă, tată, atât am putut eu. Să stau cu o pancartă, uite așa, în fața mașinilor. Atât am putut, nu pot să fac mai mult. Îmi vine să nebunesc. Pentru ce, mă, pentru ce mă trezesc în fiecare dimineață? Să-i dau lui Ciolacu bani să plătească el pe ăia la ASF care... Bă, primele 4 firme de asigurări cap de linie au dat faliment. Păi ce ai păzi, mă, tu și dai spor de performanță? Ce ai păzi, mă, tu? Băi, nu înțeleg mult eu din legile astea. Bă, dar ce e simplu, înțeleg și eu. Înțeleg că ăia nu și-au făcut treaba, că de-aia mi-a crescut asigurarea de la 6 milioane la 12. S-a dublat asigurarea și mi-a pus 300 de lei la salariu minim, din care 200 sunt impozitabili.
Deci, practic, ce mi-ai aruncat niște praf în ochi așa, uite ce ți-am făcut, nu mai pot. Nu pot să fac nimic. Nevastă mea, după două facultăți și un doctorat terminat cu 10, salut, client al meu. După două facultăți și un doctorat terminate cu 10. Bă, cu 10! Cu 10, are 29 de milioane. 29 de milioane, acum e gravidă, am făcut un copil, iar prima lună când a trecut de salariu la asistență socială, la asistență socială, Doamne Dumnezeu, la asistență maternală, nu a primit prima lună. Păi ce mănânc eu, mă, prima lună dacă nu primesc nimic? O lună nu primești, auzi. Bă, cum că am întrebat-o? Bă, zic tu, bă, cum? Că nici domnul nu cred că e de parte de salariile. Dar clar că nu toată lumea sunt aici. În această situație, doar că... Că noi muncim să le plătim lor, efectiv muncim să plătim datoriile. Bă, nu mai pot, crede-mă, mi-a ajuns până peste cap, efectiv nu mai pot. Da, este tristă povestea, dar adevărată, și în această situație se regăsesc foarte, foarte mulți antreprenori. De cele mai multe ori te gândești, când te culci, da, ce o să mai prinzi în următoarea zi și care este, nu-i așa, valoarea unei zile la final, când îți dai seama că tot ceea ce muncești se duce pe taxe, când îți dai seama că tot ceea ce realizezi nu rămâi cu nimic. Ba, din contră, extrem de mulți se împrumută de la un salariu la altul, pentru că nu mai pot. Și totuși vorbim de o creștere economică, că așa ne spun guvernanții noștri. Păi unde o fi creșterea asta economică, vă întreb și pe dumneavoastră. Este trist când, iată, vedem atât în Parlament, vedem în Guvern, vedem în atâtea și atâtea instituții, sunt și oameni competenți, dar majoritatea sunt oameni ce n-au ce căuta acolo. Și culmea, au salarii foarte mari și în momentul în care îi vedem că vorbesc, ne dăm seama acum... analfabetismul funcțional este la el acasă. Asta este mai mult decât evident și o vedem cu toții. Este trist că, iată, în povestea acestui tânăr ne-a adus în prim plan și faptul că soția lui, cu două facultăți și un doctorat, da, iată, are un salariu de 2200 de lei. Odată ce ajungi să dai naștere unui copil, în prima lună, iată, nu iei banii. Și pune întrebări, pe ce mănâncă copilul, ce mănâncă ea, ce mâncăm noi, în fond și la urmă mai. Nimic, cui pasă? Cui pasă de durerea pe care o simte fiecare român? Cui pasă de durerea pe care o simte fiecare român când are tangențe cu spitalul? Cui pasă când vede toate problemele astea de care se bate românul zi de zi, zi de zi, da? Am auzit extrem de mulți care spun, dom'le, vreau să am și eu să discut cu cineva cu privire la facturile de la curent. Dom'le, n-ai cu cine, n-ai cu cine, trebuie să trimiți mail. Dar aici s-a ajuns, adică nu mai răspunde nimeni. Nu mai răspunde nimeni pentru nimic ce se întâmplă în țara asta. Chiar așa trebuie să mergem doar pe mail-uri, pe petiții, petiții care n-au niciun răspuns. Sune autoritățile care spun la revedere, cum e gen secretarul de stat Raed Arafat, și nimeni nu poate să-i facă nimic. Adică, unde suntem? Într-o țară în care totul se întâmplă anapoda? Atunci îți pui întrebarea, pentru ce muncești? Pentru ce muncești? Care este finalul unei zile de muncă? Care este contabilitatea pe care ți-o faci tu, cetățean român, în fiecare zi? Dom'le, astăzi am fost la muncă. Ok, și ce am făcut? Păi am muncit. Bun. Și care e rezultatul? Păi ăsta. Bun. Și în buzunar ce simt? Nimic. Din ce în ce mai puțin nimic. Din păcate, asta este realitatea. Aș vrea să intrați totuși în direct și să ne spuneți ofurile dumneavoastră, că poate, poate, iată, vocea dumneavoastră va fi ascultată și de guvernanții noștri. Poate coboară și ei cu picioarele pe pământ. Că îi vedem pe toți aranjați, da, în costume care mai de care, pantofi care mai de care, ceasuri care mai de care. Lucruri la care foarte mulți dintre români nici măcar nu aspiră, nici măcar nu gândesc. Dar ei le au. Le au pentru că își permit. Pentru că sunt plătiți de noi toți. Și atunci, cum este să plătești pe cineva, să aibă grijă de tot ce aparține poporului român, și să te trezești că de fapt nu are grijă, ba din contră, mai pune încă o taxă pe tine, mai trece o săptămână, mai vine una sau două sau trei, da? Observ și acum un mare, mare scandal cu privire la sistemul medical, că nu prea mai sunt bani pentru tratamente și așa mai departe. Păi ce facem în situațiile astea? Păi vedem foarte clar că niciun guvern nu-și asumă nimic.
Păi pentru ce sunteți acolo? E o bună întrebare pe care ar trebui să o adresăm cu toții. Domnule, ce faceți acolo? Iată, domnul Florian din Roșior, bună seara. Săruna, bună seara. Vă rog. Care este oferul înainte să intru în dialog cu dumneavoastră. Vă rog. Aș vrea să pun o întrebare. În momentul când dumneavoastră vă pregătiți emisiunea subiectul legat de ce? De viața socială, legat de muncă, legat de strategia noastră de zi cu zi, politică, geopolitică, geostrategică. Cum e viața în România? Păi cum e viața în România? Viața în România așa cum este ea, este limpede. Viața în România este reală, nu adevărată, pentru că și dumneavoastră dacă priviți așa, faceți o analiză la 180 de grade, asta e realitatea, să știți, doamnă. Realitatea nu poate fi modificată cu cuvinte sau cu vorbe. Cum e viața în România? Păi haideți să mergem prin București. Presupun că îl cunoașteți. Eu, da. Eu îl cunosc, am lucrat acolo, am ieșit la pensie de acolo. Cum e? Te trezești, mergi la baie, te speli pe dinți, te aranjezi repede și hai să pleci la muncă. Pleci la muncă ori te urci mașină, ori mergi la ITB, ori mergi la metrou. Mergi la muncă, muncești, după ce muncești, nu contează unde muncești. Pentru că fiecare, în funcție de pregătirea profesională, de ambițiile lui, de orgoliile lui, ajunge acolo unde este locul. După ce pleci la muncă, ce faci? Mergi la cumpărături. Îți faci cumpărăturile. Pentru bărbat, pentru femeie, pentru copii, bei o cafea, mai bei un ceai, mai te gândești la problemele tale, necazurile tale, ia apă caldă, ia apă rece, vine iarna, plouă, nu știu ce, etc., etc. Bun. Aceasta este schema de viață a noastră în România, care este valabilă, credeți-mă, pretutindeni. Culmea face că de curând am venit de undeva din lumea asta largă. Și să știți că acolo e tot la fel. Oamenii ei socializează, vorbesc despre aia că nu sunt buni, că ne mint, că ne fură, că e așa, că e pe dincolo, că celul e albastru. Vă dau o veste proastă, să știți. Cerul nu poate fi acoperit cu palma. Adică, nu avem ce face. Din moment ce suntem aici, fiecare ne facem în locul nostru o strategie de viață. Bă, frate, ce să fac? Să învăț carte? Nu vreau să învăț carte. Păi dacă nu vezi carte, ajungi la lopată, faci gropi, scoate în cuie, nu știu. Adică viața, dacă o privim din prisma gânditorilor sau din prisma scriitorilor, e frumoasă. Dacă privim viața din zona mistică, e complicată. Dacă privim viața din parc, îți vor și ne uităm la Casa Republicii, fac o paranteză, eu am lucrat acolo 2 luni. Viața e frumoasă, să știți. Așa cum este ea, vă spun din experiență personală, e cel mai frumos dar pe care l-a primit omul. Sunt de acord cu dumneavoastră că plângi. Viața este cel mai frumos dar pe care l-a primit omul. Dar din tot ceea ce mi-ați expus dumneavoastră în dialog, am sesizat doar 2 lucruri care vă fac plăcere. Și anume că, iată, în momentul în care ajungeți acasă, traseul pe care l-ați descris dumneavoastră, ajungem acasă după serviciu, după cumpărături, după tot, mai stăm la un ceai sau la o cafea și ne mai gândim la problemele noastre. Păi unde este fericirea vieții? Fericirea vieții nu înseamnă doar să mergi la muncă, doar să-ți faci datoria de cumpărături pentru familie și atât. Fericirea vieții, într-adevăr, este să nu ai griji,
să poți să te bucuri de soție, de copii, să poți să te bucuri de tot ce este în jurul tău, să ai timp să duci copii în parc, să duci împreună cu familia la un film. Adică sunt lucruri esențiale de care oamenii au uitat. Eu înțeleg că la nivel global situația este asta. Am ajuns precum roboții încât efectiv nu mai ținem pasul cu ceea ce avem de făcut. Dar totuși viața noastră, unde e la acest mod? Adică asta e întrebarea. Cum e viața în România? Oare asta înseamnă viața? M-ați întrerupt sau mai sunt în direct? Ca să știu dacă mai vorbesc. Nu, sunteți în direct. Cum? Da, da. Doamnă scumpă. Vă rog. Eu am 3 defecte. Îmi place să citesc. Îmi place să privesc omul. Și când vreau să fiu cu mine, mă urc în tren și merg într-o mănăstire. Și acolo caut să înțeleg care este sensul vieții. Ca să înțeleg eu, Chio Aforian, care m-a născut în acest spațiu, Carpatul Danubiano Pontic, am suficiente motive să-mi dau seama ce este viața, că viața e frumoasă. Dacă ar fi să-mi caut un nod în papură, știți, părintele Teofil, părintele de la Sâmbăta de Sus, să-i fie țărna ușoară, l-a cunoscut personal și spunea, băi frate, pe când pleci de acasă și dacă îl iei pe om, pe om, de om bun, de om bun, nu găsești. Fiecare depinde ce, care este natura lui. Dacă ești un om bun, pentru tine toți oamenii sunt buni. Dacă ești un om care ai numai noduri în papură, păi niciodată, indiferent că viața cât ar fi de frumoasă, nu e frumoasă. Știți că există în psihologie așa studiată de ăștia mai deștepți ca noi, că noi suntem oamenii de rând, care ne trezim, mergem la muncă și ne întoarcem. Există bol de trai bun și bol de trai rău. Adică, scuzați-mă, s-au făcut studii că organismul uman poate să reziste cu 4 curmale și un pahar cu apă. Fericirea nu o poți atinge cu degetul. Fericirea e trăită și simțită. Dacă e să mergem în zona marilor gânditorii, păi tată, ei au stat în grote și priveau cerul. Și intrau în legătură directă cu spațiul divin. Dacă ne raportăm că vrem să fim toți fericiți în zona financiară, nu se poate posibil. Și săracul e fericit. Adică putem atinge sub diverse forme subiectul dumneavoastră pe care l-ați expus în această emisiune, sub diverse forme. Viața e frumoasă așa cum este în România. Și în Statele Unite, și pentru aborigenul ăla, și pentru un om simplu care e pe stradă. Viața e frumoasă, să știți. Dacă știi să te bucuri de viață, ceva de genul când mergi la baie și nu e apă caldă, te speli cu apă rece, tragi aer în piept și ziua e la fel, să știți. Totul depinde, am să mă folosesc de ceva cuvinte al lui Arsenie Poca, de la cârma minții atârnă toate. Vă dau dreptate. Eu toată viața mea mi-am făcut curățenie în emoții și în gânduri. Și viața e frumoasă, să știți. Este și mă bucur de ea în fiecare zi. Ceva de genul, o friptură are același gust și același miros și la România și în Statele Unite, în Times Square. Cred că v-am spus multe da, prin dialogul care l-am avut. Am înțeles și vă mulțumesc și vă felicit că sunteți un român și un om fericit totodată. Rămână sănătate și succes în România. Mulțumim, asemenea. Rămâneți alături de Nașul TV, să vedem și următorul telespectator. Cei drept, da, frumusețea o găsim în toate. Important este doar să o căutăm și să o înțelegem. Dar ce te face în momentul în care nu mai reușești să te bucuri? În momentul în care, iată, nu mai ții pasul cu tot ceea ce se întâmplă? În momentul în care nu mai îți găsești liniștea, în momentul în care, iată, nu mai ești în confort unde lucrezi,
În momentul în care știi foarte bine că vine finalul de lună, iar salariul nu-ți acoperă cheltuielile. În momentul în care vezi că trendul copilului la ce este expus te face un adult neputincios. Cum putem gestiona toate lucrurile astea? Ce te faci când vezi că din salariul tău se duce extrem de mult la stat, dar tu ai muncit? E munca ta. E dreptul tău. Ce te faci când plătești contribuții an de an și ți se întâmplă după 10, 15, 20 de ani să ai nevoie de sistemul de sănătate și să constați că nu beneficiezi de el? Ce se întâmplă când, iată, te trezești ca părinte, că ai desemnat un contract extrem de stufos cu privire la sistemul educațional și spui întrebarea, oare mai este sistemul de învățământ garantat și gratuit pentru copil? Iată, un alt număr de telefon, Constantin din Târgu Jiu. Bună seara, vă rog. Vă rog. Să rămână. Bună seara, vă ascult. Doamna Gabriela, de mult încerc să vă prind, dar nu reușesc. Vă rog. Întâi și întâi că aș vrea să devin cotizant pentru dumneavoastră, pentru emisiunea Nașu TV, care îmi place foarte mult. Asta o puteți face online pe site-ul www.asociațiaradio.ro. Eu vă mulțumesc, dar eu nu comunic pe asemenea... Ok, vă așteptăm la sediul redacției noastre. Care... Vă aștept cu mare drag la sediul redacției noastre în orice zi de luni până vineri, de la ora 18 până la ora 22, aici ne găsiți. Deci să vin la dumneavoastră de la Târgu Jiu, da. Am înțeles. Păi, altă soluție n-am. Adică am înțeles. Vă mulțumesc și să rămână și tot ce vă doriți și Doamne ajută. Cu drag. Dar totuși, care este oful dumneavoastră? Păi sunt mai multe care mai bine să vin să vi le prezint așa, că e mai bine. De ce nu le spuneți? Că poate n-or auzi și pe noi cineva. Nu, că eu am încredere în dumneavoastră, am încredere încă în ceea ce ar fi bun aici, în România, dar lucrurile sunt mult prea complicate și nu aveți timpul necesar pentru mine, pentru a vă spune și a înțelege lucrurile pe care să le prezentați în felul dumneavoastră de reporter. Mulțumesc, ok, vă aștept cu mare drag atunci la redacție când doriți dumneavoastră. Bun, să vedem următorul telespectator. Chiar aș vrea să fie vocea dumneavoastră ascultată. Ce-i drept, mi-aș dori să facem astfel de emisiuni, cel puțin o dată pe săptămână, în care, iată, publicul Nașul TV să poată să spună ce simte, ce trăiește, ce ar vrea să se schimbe. Că cred că aici ar trebui să fie o relație extrem de cordială și de prietenie, totodată, din partea guvernului vis-a-vis de popor. Bun, și la urma urmei, iată, tot ceea ce reprezintă clasa politică primește mandat de la cetățeanul român. Iată, anul următor va fi un an extrem de agitat, aș putea spune, care mai de care ne vor promite fel și fel de lucruri pentru a ne convinge în a oferi, nu-i așa, votul nostru. Și atunci trebuie să fim extrem de atenți la ceea ce s-a întâmplat în acești 33 de ani. Ce ni s-a propus, ce ni s-a promis, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Și atunci mergem din nou la acest element prioritar pentru o națiune, educația. În momentul în care, iată cum și domnul Florian, da, a spus, pasiunea mea este cartea, citesc mult. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să citim mult mai mult, pentru că asta ne va dezvolta creativitatea, ne dezvoltă simțurile, ne dezvoltă viziunea. Și atunci ne-am dat seama dacă persoana care, iată, vine în fața noastră și ne vorbește este la nivel declarativ sau exact asta simte și asta va face. Iată, domnul Marcel din Alba Iulia, bună seara! Bună seara! Vă rog, vă ascult, domnul Marcel. În legătură cu subiectul pe care l-ați anunțat, da. Cum e viața în România? Cum e viața în România? L-am auzit? Da, vă auzim. V-am întrebat. Cum e viața în România pentru dumneavoastră? Viața în România este foarte complicată. Am auzit pe domnul din înaintea mea vorbit cineva. Da, într-adevăr, viața e frumoasă, dar
Problema e cealaltă, cu banii. Trebuie și să muncim, trebuie să plătim și la stat, dar fericirea noastră unde mai este atunci? Da. Din ceea ce asta faceți dumneavoastră, haideți să vorbim așa. Din avem familia, avem copii, da, da, din ceea ce faceți, din ceea ce faceți dumneavoastră, ce simțiți dumneavoastră lună de lună când iată, mergeți la muncă, vă reîntoarceți acasă? Da, și cu gânduri multe și probleme. Că nu ne ajung banii ca să plătim la stat. Asta e problema. Și atunci, ce simțiți dumneavoastră, de fapt? Mă auziți? Da, vă aud. Ce simțiți dumneavoastră, de fapt, când iată, vedeți că munca dumneavoastră este în zadar? Ce să mai simțim? Că e foarte nașpa, e complicată față de cererile care le avem în Uniunea Europeană, cum zice domnii noștri de la guvernare, e o problemă, pentru că cei de acolo nu prea simt lipsele, ca să zicem așa, bineînțeles că și lor le e greu, toate s-au scumpit și la lor, dar e mai simplu, sunt mai relaxați față de noi românii. Ce ar trebui să se schimbe din punctul meu de vedere? Ce ar trebui să se schimbe? În primul rând, la noi ar trebui să se schimbe mentalitatea. În ce sens? Alo? În ce sens ar trebui să se schimbe mentalitatea? Sau mai bine spus, mentalitatea cui ar trebui să fie schimbată? A guvernanților. A guvernanților, da. Păi asta se spune, da. Că de acolo pleacă totul, toate problemele, văd că ei au salarii exagerate mari și la muncitori îi dă minimul pe care un om de rând foarte greu se descurcă cu minimul pe economie. Foarte greu. Și nici din acel minim pe economie, nici din acel minim pe economie nu-l primește, adică primește mult mai puțin. Dar bineînțeles. Da. De ce credeți dumneavoastră că se întâmplă treaba asta? Oare guvernanții noștri, oamenii politici care iată sunt în parlament, în ministere, în guvern, ei n-au plecat tot din mijlocul societății? Oare au uitat exact ce înseamnă viața de la firul ierbii a cetățeanului de rând? Asta e problema. Dânșii au uitat de unde au plecat. Aici e problema la noi. Da. Ce le-ați transmite guvernanților? Ce să mai transmite guvernanților? Că nu mai știm ce să mai zicem, pentru că toate le-au complicat dânșii, nu noi. O țară ca noastră avea multe țări să aibă. Dar, din păcate, la noi nu-i conducere. Asta e problemul la noi în România. Avem o țară frumoasă, avem o țară care mulți ar vrea să o aibă și nu o au. Și noi n-are cine să o conducă, n-are cine să coordoneze niște lucruri pe care, în afară de ar fi, ar face multe treburi. Vă mulțumesc tare mult, domnul Marcel din Alba Iulia, iată, mulțumesc tare mult, vă doresc o seară frumoasă, sper ca vocea dumneavoastră să fie auzită și de guvernanți. Ce-i drept, da, asta este întrebarea pe care cel puțin mi-am adresat-o de fiecare dată. Oare ce se întâmplă cu oamenii în momentul în care, iată, dețin puterea? Ce-i schimbă? Pentru că eu sunt convinsă că și în domnul Ciolacu există acolo o fărâmă din neamul românesc care a trăit acolo la firul ierbii, din domnul Ciucă, hai să-i luăm pe toți premierii, da? Domnul Ciucă la fel, domnul Câțu la fel, domnul Ludovic Orban la fel. Și cât s-au mai fost, doamne, că s-au schimbat la prim-miniștri de nu mai știm. Multe, multe întrebări. Domnul George din Franța, bună seara! Sărut mâna, stimată doamnă, în primul rând doresc să mă auziți, da? Da, vă aud perfect, vă rog. Respect pentru tot ceea ce faceți, atât dumneavoastră cât și domnul Radu Morară și, bineînțeles, întregii echipe în ASUTR. Mulțumesc frumos! Referitor la subiectul care se dezbate în această seară, ar fi foarte multe de spus. Vedeți, dumneavoastră, am ascultat puțin mai devreme pe cineva care spunea că viața e frumoasă. Da. Într-adevăr, viața e frumoasă, dar vedeți, dumneavoastră, viața mai trece și prin stomac.
la modul cel mai serios. În momentul de față vă sunt din Franța. Sunt unul din, să zicem, milioane de români care sunt plecați. Dacă cineva își imaginează că pentru noi viața este frumoasă aici, se înșeală, se înșeală amarnic, inclusiv guvernanții. Pentru că la un moment dat, v-am auzit? Da, vă aud, vă rog. Pentru că la un moment dat, toate, să zic, toate ramificațiile, plecând așa de la bază de jos, duc undeva în sus. Referitor la viața, ce pot să spun? Cel puțin în România este viață de colonie, la modul cel mai serios. O țară colonizată îi se ia tot ce are mai de preț, mai precis, cel puțin de România. Distruge agricultură, învățământ, bineînțeles, se umblă și la calitatea vieții până asta. Și vă dați seama, să ajunge într-un punct unde nu prea mai e cale de întors. Și atunci avem, să zic așa, avem pentru domnii guvernanți, pentru cei care ne conduc, un îndemn, să-i spun așa între ghilimele. Atenție la neatenție. Și să sperăm că la anul se vor deștepta cât mai mulți români, în sensul că vor realiza și vor deschide ochii mai bine și să sperăm că va fi totuși bine și nu vom mai avea de ales între rău cel mic și rău cel mare, ca să spun așa. Păi cam tot timpul a fost așa. Cum credeți că se va întâmpla acest lucru, iată, să nu votăm rău cel mai mic? Ca și până acum, că tot aceeași strategie este în mare parte la alegeri. Adică fiecare partid își desemnează reprezentanți, adică cetățeanul alege tot dintre ei. Problema se pune în felul următor. Eu vorbesc în prisma faptului că, exact cum am spus mai devreme, timp de peste 30 de ani, eu vorbesc de momentul în care am avut dreptul să pun ștampila. Da. Deci de la 18 ani. Hai să nu exagerez. Uh-huh. Cel puțin vorbesc în punctul meu de vedere. Timp de cel puțin 20 de ani, să zic că am avut de ales între răul cel mic și răul cel mare. O foarte mare greșeală. De ce am ales răul cel mic în favoarea răului cel mare? Pentru că în momentul de față nu am avut, în momentul ăla nu am avut ce alege. Acum, dacă ne uităm mai bine, să spunem așa, pe piață, între ghilimele de rigoare, există și alte oportunități. Oportunități care, părerea mea, dacă la anul nu vor fi, și bineînțeles, nu vor ieși la vot cel puțin 60-70% din masa cu drept de vot, atunci se va alege praful absolut de tot. Părerea mea. Am înțeles. Gen, vă spun direct, nu vreau să mă feresc, nu vreau să... N-aș vrea să pronunțăm niciun nume politic, da? Vorbim la modul cel... Fără nume politice. Totuși, există un singur nume, fără să-l dau, și un singur partid, cu toate că ar exista posibilitatea ca, să zic așa, naționaliștii să se unească într-un fel sau altul, pentru că sunt destule nume care ar avea, nu valoare, ar avea super valori, genii ale României, care, momentan, bineînțeles,
nu au voie să scoată capul pe piață, li se pun fel de fel de pielici și așa mai departe. Nu ați înțelegeți mai bine ceea ce vreau. Cine nu-i lasă la ceea ce spuneți dumneavoastră? Cine nu-i lasă să iasă în față? Haide să fim serioși. Dau numai un nume a unui, să zic așa, postonvente de gen lui Lazarus Tedel. Acolo a fost mâna serviciilor și așa mai departe. Aici nu la știu ce general, să vă spun. Normal ar trebui să fie colegul meu, o jurnalist independent, Luis Lazaru, să vă răspundă la întrebarea asta. Adică n-aș vrea să vorbim despre acest lucru. Dar pentru cei care înțeleg și asimilează informațiile, e destul de ușor de vedeți lucrul ăsta. Da, dar știți cum nu e... Atât timp cât nu este de față, nu e prezent în emisiune. Am înțeles. Deci ăsta e punctul meu de vedere. Nu... Ăsta e punctul meu de vedere. Da. Deci, la modul cel mai serios, trăgând liniile, cine nu lasă să iasă în față? Pe naționaliști, ca să zic așa, și cine le pune piedici și, în general, serviciile. Pentru că cam așa se joacă, se joacă puțin mai dur, mai ales că se apropie 2024, începând cu alegerile europarlamentare, după aia locale, după câte știu, și prezidențiale. Asta știm, dar acum noi vroiam să vorbim de ofurile cetățeanului, nu de ofurile cetățeanului în privirea alegerilor, că avem timp, când a venit campania, am vorbit despre treaba asta. Da. Ofurile sunt... chiar ofuri, ca să le zic așa. Sunt multe, multe, începând de la partea economică, de la partea financiară, la viața de zi cu zi, probleme, greutăți, din zi în zi mai rău. În primul rând, problemele financiare, pentru că de acolo pleacă toată nebunia. Da, am înțeles. Vă mulțumim foarte mult. Probleme financiare pentru majoritatea oamenilor, cel puțin care mai sunt și în România. Pentru noi ăștia care mai suntem plecați pe afară și ne mai ajutăm familiile, să zic așa, într-un fel sau altul, ar fi mai ușor. Dar pentru cei care sunt în România și lucrează pe un salariu... Dar de ce credeți că pentru un cetățean român care este în străinătate este mai ușor decât pentru un cetățean român care a rămas în România? Sincer, din punct de vedere financiar, da, să spunem că este un pic mai bine, un procent de 20-30% comparativ cu un cetățean care lucrează în România. Dar din punct de vedere emoțional, cum sunteți? Și emoțional și financiar. Adică nu simțiți durerea că nu sunteți în România? Într-un fel, da, vă dați seama, pentru că este greu să nu fii lângă ai tăi, să fii singur pe aici. Ce vă oprește? Ia uitați, am și eu o curiozitate. Ce vă oprește să nu reveniți în România? În primul rând, aș reveni cu cea mai mare plăcere și mâine aș reveni în România. Dacă mi s-ar oferi un loc de muncă plătit decent. Decent, când spun în ce decent... În ce domeniu lucrați dumneavoastră? În construcții, stima în construcții. Păi să știți că în România în construcții se câștigă bine. Și există forță de muncă, că drept urmare de asta văd eu extrem de mulți cetățeni care vin și muncesc, cetățeni de naționalitate străină, mă refer, care vin și muncesc în construcții, pentru că în România nu mai este forță de muncă în acest segment. Am înțeles. Haideți să punem comparativ. Un muncitor în construcții, cel puțin ceea ce lucrez eu și alți colegi de-ai mei în Franța respectiv, în România nu poate câștiga mai mult de, să zic, 5.000 de ron, nu? 50 de milioane de lei, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Păcând aici, stimată doamnă, poți ajunge și la 3.500 și la 4.000 de euro. Și așa că nu mai comparăm. Păi cam da, asta, dar știți cum este domnul George, da? Am reținut bine. Da, da. Domnul George.
Până în 1989, și din nou o să am câțiva telespectatori care o să mă critique pe acest subiect, dar asta este realitatea și realitatea niciodată nu o voi nega, indiferent că fac pe placul cuiva sau nu. Absolut, absolut. Până în 89, să știți că România a fost ridicată de extrem de mulți români competenți. Absolut, absolut. Foarte puternici și foarte buni în fiecare domeniu. Absolut. Evident că după ce a fost o țară construită la cheie, cu o industrie, cu dezvoltarea în zona urbană, la modul frumos, corect, chiar dacă ni se vorbea de cutii de chibrituri, că așa erau poreclite blocurile în orașe, iată că după 89, mai exact din 90-92, cam de pe acolo, a început exodul masiv a românilor oriunde în lume. Ceea ce s-a făcut până în 89 în România, iată, fiecare cetățean român care a părăsit țara construiește acum pentru alte națiuni, dacă ne referim la subiectul construcții. Da. Eu cred că, nu știu, pe mine, sincer, e opinia mea, mă doare sufletul să văd că în fiecare țară este o mică Românie, pentru că români sunt mulți plecați. Mulți plecați de fără să existe un război și vorbim de ordinul milioanelor. Da, mă doare că sunt extrem de mulți români care, iată, și-au format familii afară și-au creat o familie extinsă prin copii și așa mai departe. Nu a obligat nimeni. Tocmai asta este întrebarea pe care aș vrea să vă adresez. Nimeni nu v-a obligat. Și eu cred că, cel puțin, din nou spun că este opinia mea. În momentul în care, iată, cele mai importante valori ale României au părăsit țara, în momentul în care stâlpul familiei a părăsit țara, păi nu vă supărați, vine următoarea întrebare. Ce ar fi trebuit să rămână din țara asta dacă adevăratele valori au plecat? Dacă stâlpii fiecărei familii, bărbatul, că bărbații au plecat primii, da? Ne aducem aminte că după aceea au plecat și femeile, partea a doua, dar primii care au părăsit țara au fost bărbații. Au fost bărbații. Și atunci de ce ne mirăm? Și atunci vine întrebarea, domnule, oare nu stă fiecare român, nu știu, el singurel acolo, servind un ceai sau o cafea seara și se întreabă, oare ce am de făcut în viața asta? Oare cum văd eu România? Cum văd eu ce las copiilor, ce las noilor generații? Ce am primit eu și ce las în urma mea? Adică asta e o întrebare pe care cred că fiecare român ar trebui să-și o adreseze. Absolut, absolut. Aveți perspectivă de dreptate și sunt în asentimentul dumneavoastră. Și ce răspundeți? Eu sunt curioasă ce răspundeți la aceste întrebări. În primul rând, nu am plecat din țară de bine. Am fost obligați. Cel puțin vorbesc pentru să zic, familia mea. Da. Am fost obligat de situație. Soția a rămas fără serviciu, eu am rămas fără serviciu. Dar cel puțin, chiar dacă nu rămâneam fără serviciu, mijloacele de subsistență erau foarte mici. În sensul că soția lucra pe un salariu minim, pe economie la vremea aia, eu lucram pe un salariu minim, pentru că nu se putea mai mult. Cel puțin în zona de unde provenim, Prahova. Și atunci, din stat, a fost obligat de situație să găsim altă variantă, deoarece erau copii la mijloc, era de întreținut familie, erau de întreținut cei bătrâni, în sensul că și ei, la rândul lor, după aproape 40 de ani de muncă, aveau o pensie mizerabilă, aproximativ amândoi, și din partea mea și din partea soției. Părinții cu grupa 1, cel puțin nu ajungea la o pensie, vorbesc de acum, să zic, cel mult 10 ani. Nu ajungea la o pensie de aproximativ în banii vechi 15.000, după 40 de ani vechime, cu grupa 1 de muncă. Și atunci eram obligat să-i susținem și pe ei, nu? Tocmai de-aia vă spun că am fost obligat de situație să facem într-un fel, să rezolvăm situația într-un fel. Altă ieșire nu era la momentul respectiv, decât să, chiar mi s-a oferit posibilitatea să venim în Franța pe salarii mult mai decente
Și atunci am reușit să ajutăm și familiile din ambele părți, și din partea mea și din partea soției. Asta, cam asta a fost situația. În ceea ce privește valorile, vorbeam mai devreme de valorile României. România, nu știu, eu așa văd lucrurile. Într-adevăr, sunt foarte multe valori au părăsit România și... Da, și dumneavoastră sunteți o valoare, dacă n-ați înțeles. Și dumneavoastră sunteți o valoare. Fiecare cetățean român este valoros. Da, da, mă rog, nu mă consider valoare. Eu mă consider omul de rând. Și omul de rând este valoros. Vă mulțumesc, oricum. Păi și omul de rând este valoros, asta spun. Da, fiecare om, într-un fel sau altul, reprezintă o valoare, într-adevăr. Mă refeream la valorile, la elite, mă refeream, nu la noi oamenii de rând. Chiar și vorbind așa despre valori, chiar și au părăsit, într-adevăr, foarte mult țara și... presupun și mai mult ca sigur, foarte mult s-ar întoarce înapoi în cazul în care lucrurile vor lua o altă turnură. Da, lucrurile ca să iau o altă turnură înseamnă ca cetățeanul român să acționeze pentru treaba asta, să lupte pentru ceea ce își dorește. Nu putem să, domnul George, nu putem să așteptăm să vină cineva să ne creeze locurile de muncă, să vină cineva să ne creeze spitale, precum, iată, sunt în Franța, în Germania sau pe unde or fi. Oricum am înțeles că nici acolo degeaba sunt spitale, că nu prea mai sunt medici. Sunt foarte mulți cetățeni români care mă sună și îmi povestesc ceea ce se întâmplă și afară. Și atunci, ca să poți să ai ceea ce-ți dorești, trebuie întreaga societate să meargă în direcția aia. Și ca să meargă în direcția aia, trebuie să existe educație, trebuie să existe valoarea națională, trebuie să existe valoarea spiritului patriotic. Fără asta nu se poate. În primul rând, educație. Păi. Fără educație, un popor este egal cu zero, ca să zic așa, pentru că de la educație pleacă tot. Ceea ce la noi în țară s-a distrus. Începând în anii 90 încoace, s-a umblat foarte mult la lucrul ăsta și s-a ajuns într-un punct de fierbere, ca să zic așa. De fierbere. Nu-i chiar fierbere, dar mă rog, clocot aproape. Deci educația la noi, cel puțin așa o văd eu, este egală cu zero. Uitați-vă la cultură, învățământ și așa mai departe. Pentru că de aici se ramifică tot. Cultura unui popor, eu zic că... Din nou mă reîntorc la ceea ce v-am spus mai devreme. Nimic din toate astea nu s-ar întâmpla dacă cetățeanul român ar lua atitudine. E simplu. Nimic s-ar duce într-o zonă care nu este potrivită pentru educația copiilor noștri dacă, într-adevăr, am fi mai atenți la ce manuale au copiii, la ceea ce învață, la ce programe sunt implicați. Adică este simplu. Totul merge pur și simplu de la unul la altul. Dar cine s-o facă? Decât o persoană? Sau 10 sau 100? Nu, o persoană nu, niciodată nu. Cu o floare nu s-o cum. Întreaga societate trebuie să reacționeze. Ar trebui să fim implicați toți. Dar acest lucru nu se poate. Dar absolut toți. Și cei care sunt în țară, și toți care sunt în țară, și noi care suntem, cum să spunem, diaspora. Cu toate că spuneați mai devreme, dar eu vreau confirm că în fiecare țară din Europa și după tot globul ăsta există o mică România. Într-adevăr, așa este. Uitați, o să vă citesc un citat care este din Cartea Unică adusă de domnul profesor Florin Șandru și abia aștept ca domnul George Rotaru să o scoată din tipar și să o oferă publicului. Mi-aș dori ce-i drept ca cel puțin o carte să ajungă în casa fiecărui român. Și chiar în deschidere, un motto extrem de interesant care spune foarte clar: fără cultura poporului, orice alcătuire economică, orice formă politică n-au nicio valoare. Citat din Nicolae Iorga. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult, domnul George. Ce-i drept, mi-aș dori să reveniți în țară împreună cu familia și probabil prin atitudine, prin toată experiența noastră, să putem reuși să facem mult mai multe. Da.
Absolut mi-a dorit lucrul ăsta și vreau să mai specific un singur lucru. Încă o dată, este doar punctul meu de vedere. În România se poate face treabă și se va face treabă, cu siguranță, sunt sigur de lucrul ăsta, doar printr-o dictatură meritocratică. Atât. Da. Mulțumesc. O seară frumoasă alături de cei dragi și rămâneți alături de nașul TV. Mulțumesc. Da, eu nu prea împărtășesc chestia asta cu dictatura. Absolut deloc. Împărtășesc iubirea față de neam și țară. Cred că de la asta ar trebui să începem. Să ne iubim ca ființe, să ne iubim aproapele, pentru că asta înseamnă adevărata credință, când într-adevăr îți pasă, iubești, iubești necondiționat, iubești vecinul, îți iubești pomul din fața casei, iubești iarba pe care o vezi când crește primăvara și o adori, o admiri, simți mirosul, iubești tot ceea ce te înconjoară, iubești curățenia, nu haosul, iubești normalitatea, nu dezmățul, iubești adevărata cultură, iubești ceea ce trebuie să te ajute să te dezvolți tu ca ființă om, nu să te duci într-o altă direcție. Înainte să luăm publicitate, iată, vreau să vă citesc din această carte. Este chiar foarte, foarte bine expus aici. Se numește Patria, unde spune foarte clar: sunt român și patria mea e România. De ea mă leagă strămoșii mei, care se odihnesc în pământul ei. Limba pe care o vorbesc este graiul patriei mele. Nici o țară nu este mai frumoasă ca patria mea. Are munți înalți, câmpii întinse și ape limpezi. Cântecul patriei mele este doina. Pentru patria mea și-au jertfit viața atâția frați care au murit pentru fericirea noastră. Și noi suntem datori să o păstrăm și să o apărăm cum au făcut-o părinții noștri. Să ne iubim patria mai presus de orice, trăiască România, patria mea. Cred că acest mesaj ar trebui să fie citit tuturor copiilor și dragostea de țară și oriunde ne-am întoarce ochii pe acest pământ românesc, să știți că vorbim de mari bogății, vorbim de multă istorie, vorbim de multă cultură, vorbim de multe, multe tradiții de care ar trebui să fim cu toții mândri, să le ducem oriunde în lumea asta. Și întotdeauna ar trebui ca fiecare român să fie mândru că a avut onoarea să se nască aici și totodată ar trebui să aibă onoarea de a apăra toate valorile naționale și normale totodată în România. Aceste fiind spuse, publicitate, revenim cu telefoane în direct pentru că mai am subiecte pentru dumneavoastră, evident.